Astăzi a fost ultima zi în care cetățenii și-au putut plăti taxele și impozitele către stat. La Direcția Economică Câmpina, numărul persoanelor care au venit să-și plătească dările a fost mai mare, dar nu așa cum s-ar fi așteptat conducerea instituției. Astăzi a fost ultima zi de plată pentru impozitele și taxele locale. Deja cetățenii cred că știu bine acest lucru. Au fost două termene de plată, 31 martie pentru primul semestru, respectiv 30 septembrie pentru semestrul 2. Cozi foarte mari nu au fost astăzi la ghișeu. Lumea a încercat să-și plătească din timp obligațiile. În primul și în primul rând s-a beneficiat de acea bonificație la 31 martie, unde mare parte au venit să-și plătească obligațiile. Rămân cei care uneori e și puțină neglijență, alteori și de multe ori se întâmplă să nu aibă de unde plăti acest bani. Procentul încasărilor de anul acesta este mai mare față de cel din anul precedent, atât la persoanele fizice, cât și la cele juridice. Este situația undeva la 75% pentru persoanele fizice. E un procent bun. Practic, suntem un pic peste realizările anului precedent, la aceeași perioadă. Și în special la persoane juridice, unde și acolo realizăm un procent de 72%, dar urmează să intre plățile aferente semestrului 2, să știe agenții economici, mai ales cei mari, plătesc cu ordin de plată. De ce încasările noastre la persoanele juridice sunt peste cele ale anului precedent, la momentul de față? În primul rând, la 31 martie, persoanele juridice se știau beneficiat de bonificație pentru prima dată. Astfel Începând de mâine, pentru persoanele fizice și societățile comerciale care nu și-au plătit dările către stat, se va începe procedura de executare silită.